Dragii noștri, vă spunem bună seara. Astăzi suntem în Balțul Nou și am venit să-l felicităm pe domnul Ghenadi din partea cumetrilor Andrei și Lucia, care au hotărât să-l surprindă frumos cu acest minunat buchet. Deci să mergem să-i vedem reacția. Bine m-am găsit. Avem nevoie de domn Ghenadi. Eu cred. Așa. Bine m-am găsit. Văd că aveți puține emoții, da? Ba, da, da, uleacă. M-am luat prin surprindere. Așa ce. Am venit cu drag cu aceste cadouri minunate de la cineva drag și scump care a hotărât astăzi să vă surprindă mai frumos. Să înțeles ce a să înțeles. Vă rog frumos, acest buchet este cu drag pentru dumneavoastră și îl meritați din plin. Așa. Aici aveți sticluța de șampanie din partea companiei Surprize la ușa ta, la masa de sărbătoare. Aici aveți un plic, o să-l deschideți în particular, la fel este pentru dumneavoastră, de la cineva scump și drag, care dumneavoastră o să-mi spuneți cine v-a adus aceste daruri, cine ne-a trimis ca să vă aducem aceste frumoase cadouri. Cine anume? Eu îi prind. Este un mesaj frumos și la finele mesajului o să aflați de la cine am. Dacă ne dați voie, dăm citire. Te felicităm călduros cu ziua de naștere. Îți dorim succes la locul de muncă și stabilitate financiară. Soția să te înțeleagă mereu și să fie un sprijin de nădejde. Multă sănătate și mulți ani plini de evenimente frumoase. La mulți ani cu stimă, cu mătrii Andrei și Lucia, care vă iubesc foarte mult și astăzi am hotărât să vă surprind așa frumos în casa dumneavoastră, să vă aduc aceste emoții și să vă spui că sunteți o persoană prețuită și deci dumneavoastră cum o să-i lăsați un mesaj frumos, pentru că la sigur aveți ceva special pentru ei. Sincer, vă spun că eu nu că sunt șoc, eu chiar sunt tare și vă mulțumesc mult și maca cu mătru acum e departe, vin el acasă. Și v-am mai prind odată. Foarte plăcut și mi-a scăpat, mai ales că s-a deschis ușa. Eu nu zic că să deschid ușa așa când nu știu câte-s acasă. Păi uitați-vă că aveți oameni dragi care au pătrut astăzi să vă mai surprindă frumos. Noi vă dorim sănătate, fericire, să prețuiți acești oameni dragi, să vă împlinească visurile dumneavoastră, pentru că aveți o familie frumoasă și minunată. Tot ce este mai frumos pentru dumneavoastră, să realizați visurile și întotdeauna să aveți oameni dragi care astăzi au venit la dumneavoastră. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc, cu mare drag. Eu foarte mulțumesc.